Procesul de vot a fost sistat ieri la o secție din Târgu Cărbunești, de unde au dispărut câteva buletine, și la o secție din Comuna Vladimir, unde s-a plecat cu urna mobilă la persoane care deja votaseră. La biroul electoral județean au sosit numeroase sesizări în timpul procesului electoral. Unele dintre ele au fost direcționate către organele de cercetare. Un cetățean din Ionești a fost amendat pentru că și-a fotografiat buletinul de vot cu telefonul mobil. Alte trei persoane, două din Bâlteni și una din Săulești, au fost sancționate cu câte 500 de lei după ce au făcut reclamații de turism electoral ce nu s-au confirmat. La secția numărul 8 din Pojogeni, o ștampilă a stat pierdută mai multe ore, iar la Motru câțiva alegători au primit câte un buletin în plus pentru președinția Consiliului Județean. La fel s-a întâmplat și în Târgu Jiu, la secția de la Liceul Economic. Polițiștii au fost solicitați să intervină în intervalul orar 7:21 la un număr de 27 de incidente electorale. Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a constatat faptul că 14 dintre acestea nu se confirmau. În 7 situații au fost întocmite dosare penale pentru infracțiuni la legislația electorală în vigoare. Două dintre dosarele penale au fost întocmite pentru fapta de promisiune, oferire sau dare de bani, daruri ori alte foloase în timpul campaniei electorale în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați. 6 persoane au scăpat doar cu amenzi de 3.400 de lei.